Zile Mondiale a Siguranței Alimentare în 2022 este Mâncarea mai sigură, Sănătate mai bună, atrăgând atenția în privința nevoii de îmbunătățirea sănătății umane și în privința nevoii de prevenire, detectare și gestionare a riscurilor transmise prin alimente. Sloganul din 2022 este Siguranța alimentară este treaba tuturor, un memento potrivit căruia cu toții avem un rol în păstrarea siguranței alimentelor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare de la fermă până la masă. Pentru a marca ziua, în 2022 a fost publicat și Ghidul Siguranței Alimentare 2022, prin care se oferă exemple concrete de acțiuni prin care businessurile alimentare, guvernanții, consumatorii, instituțiile de educație le pot întreprinde pentru a contribui la procesul de siguranță a alimentelor, mai scrie sursa citată. Decizia privind marcarea anuală la 7 iunie a unei zile mondiale a asiguranței alimentare a fost luată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în decembrie 2018, recunoscând astfel povara globală a bolilor provocate de alimentație care afectează persoanele de toate vârstele, în special copiii sub 5 ani și persoanele care trăiesc în țări cu venituri mici. În 2022, Organizația Mondială a Sănătății a adoptat o decizie referitoare la consolidarea eforturilor privind siguranța alimentelor pentru a reduce povara bolilor de origine alimentară. Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură facilitează în comun respectarea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentare în colaborare cu statele membre și alte organizații relevante. Păstrarea alimentelor în siguranță este un proces complex care începe la fermă și se încheie cu consumatorul. Trebuie avute în vedere toate etapele lanțului alimentar, de la producție, recoltare și depozitare până la preparare și consum. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură este singura organizație internațională care supraveghează siguranța alimentelor de-a lungul tuturor aspectelor lanțului alimentar. Siguranța alimentară ar trebui să fie o responsabilitate comună împărțită între guverne, producători și consumatori, fiecare având un rol de jucat pentru a ne asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sigure și sănătoase. Prin Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, Organizația Mondială a Sănătății lucrează la integrarea siguranței alimentare în agenda publică și la reducerea poverii bolilor de origine alimentară la nivel global. Potrivit raportului, în 2020, între 720 și 811 milioane de oameni s-au confruntat cu foamete. Raportul mai arată că pe tot parcursul anului nu s-a progresat nici în direcția asigurării accesului la alimente sigure, hrănitoare și suficiente pentru toți oamenii, nici în direcția eradicării tuturor formelor de malnutriție. Numărul de persoane care au suferit de foame a crescut în 2020 în contextul pandemiei de COVID-19, după ce a rămas practic neschimbată din 2014 până în 2019. Prevalența subnutriției a urcat la aproximativ 9,9% în 2020 de la 8,4% cu un an mai devreme. ONU atrage atenția asupra faptului că alimentele nesigure care conțin bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice dăunătoare pot cauza peste 200 de boli. Estimă recente indică faptul că impactul alimentelor nesigure costă economiile cu venituri mici și medii în jur de 95 de miliarde de dolari în productivitatea pierdută în fiecare an.